Da, ne-am întors în direct. Aveți imagini cu Parlamentul țării, acolo unde plenurile reunite sunt pe cale să voteze atât guvernul Câțu, cât și programul de guvernare pe următorii 4 ani. Iulian Surugiu și Adrian Rădulescu în continuare alături de voi. Foarte multe mesaje am primit, ca niciodată. Da, la 3 m-am întors în regizorile. Foarte, băi, voi aveți o feblețe așa, pe domnul Simion. Vă rog eu frumos, rugați colegii din camera, din plenul Parlamentului, să mă ajute să nu-mi iau amendă pentru lipsă de echidistanță politică. Să dați și lideri PSD, că și PSD-ul a câștigat alegerile, să dați și lideri USR, da? Vă rog eu frumos, că dacă îl dați doar pe domnul Simion, e... ce asta? S-a supărat domnul Rădulescu, ia să zic Piticu, s-a supărat domnul Rădulescu pe noi? Refaceți legătura! Iuliane, alo? Da. Mă auzi? Da, Tudore. Fii atent ce-mi scrie, da, fii atent ce-mi scrie un prieten, nu-i dau numele ca să nu-i fac dușmani sau să nu-i fac mai mulți prieteni. Are prieteni foarte mulți, este unul dintre cei mai buni medici stomatologi pe care are Bucureștiul, fără niciun fel de mișto. Fără niciun fel de mișto. Apropo, de câte ori mă duc la el, Iulică, că tu știi despre cine e vorba, mă filmează ăia de la DNA, că vis-a-vis, față-față cu DNA-ul, pe Știrbei Vodă, este laboratorul de dințărie, de plombăreală, despre care vorbesc. Bă, și s-ar ia pe trepieduri, s-ar pe camere, a venit barbul la DNA. Și le-am spus, proști, vorbesc serios, le-am spus într-o zi, băi, proștilor, eu o să ajung aici fix după ce toți șefii voștri ajung aici. Atunci o să ajung și eu. Cum mă filmați, mă, nebunilor, când mă duc la stomatolog? Mă rog, ok, ce-mi scrie? Mare atenție, Iulică, că vreau să văd dacă ești de acord. Zice așa, ăștia din imagine, nu mai mă da pe mine, dă, sau hai, lasă-mă pe mine și după aia, în Parlament, cei din Parlament, au președintele, corect, Klaus Werner Iohannis, au premierul, corect, Vasile Florin Câțu, au majoritatea parlamentară, corect, Alianța de Dreapta. Fragilă. Fragil. Lasă-mă fragilă, nefragilă, da? Au primarii, corect. Au fonduri, bani mulți, bă, băiete, și din Europa, și din bugetul țării, da? Deci, au multe de făcut și nu și au nicio... Și din împrumuturi. Fii atent aici, Iulică. Au multe de făcut și nu au nicio scuză. Greșește doctorul? Ce scuză nu mai au? Greșește absolut. Ce scuză mai au, Iuliane? Nu greșește absolut deloc. Numai că ei ar trebui să facă ceva și să schimbe. Da, și mă, că și-a revenit Adrian. Ia zi, Adrian, ce au vrut... Au o mare scuză. O să spună la final că sunt lipsa de experiență și mai vor un mandat de 4 ani. Nu, mă, la final vine PSD-ul tău, stai liniștit. Nu, tu doar trebuie să aștepți, Adriane. Hai cu minte pe popoul tău că vine PSD. Eu sper să vină alții. De unde nu știi că în viitorul parlament, poate și guvern, faci tu parte și Iulică și eu, poate mai vin unii care mai știu să fac. N-are țara asta norocul pe care îl vrei tu, mă, n-avem norocul ăsta, stai liniștit. Cine n-are noroc, n-are. Bravo. Acum știi că sunt o grămadă de ăștia care noaptea au vise, de-astea bizare, care se visează președinții, premierii, dar să știi că un dar guvern... N-au făcut un cotez de câine. Un guvern, mulți, da, bravo, mulți n-au hrănit, da, bravo, corect, n-au hrănit un câine în viața lor. O mare problemă și un mare adevăr ce a spus domnul ministru. Întrebare, să vă văd dacă sunteți hotărâți. Că unii n-au făcut nimic, nici nu știu să facă nimic. Hotărâți să răspundeți la o întrebare deloc ușoară. În ordinea următoare, întâi Adrian Rădulescu și apoi Iulian Surugiu. Unul dintre liderii fermierilor, unul dintre liderii sindicatelor din interne. De ce? Președinte fondator. Hai mă, Iulică, te rog eu frumos. De ce în programele, inclusiv în programul de guvernare, cât am putut, că sunt 200 ceva de pagini, frate, n-am citit eu cărți celebre, acum stau să citesc. În 4 ani îl citesc. Nu, niciodată nu o să-l citesc. Niciodată. Cap coadă niciodată, dar aș minți. O să spun după aia ce am de spus apropo de... Spun acum, nu există program de guvernare prost. Să nu credeți că a venit vreun guvern de după 89 de la Petre Roman încoace să spună, vom guverna să facem țara zob, să scădem pensiile, să devalizăm țara, să furăm, să jefuim sau să facem inflația de așa fel încât să terminăm cu agoniseala românilor cum au făcut ăia pe vremea lui Stolojan și a lui Roma. Și niciunul. Vom veni cu spitale, cu
Mamă, ce o să fie, lapte și miere, toate programele de guvernare sunt impecabile. Dar majoritatea dintre ele, ca să nu zic toate, au fost o sfidare la adresa poporului român. Uite, l-avem pe post, dă-l pe mijloc, să vedem dacă încape, ia, bagă-l pe mijloc, încape, ia, că l-avem. Uitați-l, program de guvernare, bagă-l mă pe mijloc. Ăsta e, frate, program de guvernare 2020-2024, PNL, USR plus UDMR, are 200 ceva de pagini. În acest document, mare atenție, în acest document, și vă întreb de ce, nu se vorbește aproape deloc despre luptă antimafia, despre luptă împotriva cercurilor de interlopi care sprijină politic partide în teritoriu și despre mafia cu gulere albe, al meu e bleu de schis, albe tată, ăia care cu adevărat jefuiesc și acum zâmbindu-ne de la televizor în prime. Time. De ce nu se vorbește? Fii atent, întrebare. Asta e, Iulică, dacă vrei să răspunzi la ea și tu și Adrian. Și de ce nici măcar cei de la AUR, care sunt nou intrați pe scenă, ei sunt luptătorii pe cal alb, cu sabia dreptății în mână, nici ei nu vorbesc atât de tranșant de proiecte antimafia. Singurul care a vorbit pe șleau, Dumnezeu să-l odihnească, și care și-a făcut slogan din asta, a fost Vadim, singur, care și-a permis să vorbească despre asta, a fost Vadim. Jos mafia, sus patria, a fost slogan an de zile și cu el s-a dus în finala din 2000, finala din 2000 cu Iliescu, unde poporul român, ca să nu fie dus pe stadion și mitraliat de Vadim, l-a votat pe Iliescu, mă, că nu știau ce a făcut Iliescu. Ca să vezi, popor înțelept. A stat în 90, din Duminica Orbului, până în 96 cu Iliescu. Au zis, bă, să plece acasă, bă, să vină Emil Constantinescu, bă, să ne salveze, bă, CDR-ul! A venit CDR-ul, ne-a dat cu capul de pereți, au făcut mai jaf și mai proști decât făcuseră ăia lui Iliescu, că Văcăroiul nu se compară cu niciunul de la CDR, să trăiască neanicul Văcăroiul, și după aia l-au votat pe Iliescu în 2000. Zi, Iuliane, de ce este așa? De ce antimafia, anti-interlopi și de ce anti-gulere albe din politică nu se discută în programele de guvernare nici măcar la AUR? Da, programele de guvernare au fost făcute inclusiv la guvernul ăsta și la partidul AUR foarte de repede înainte. Hai, mă, gata. Ăsta-i microfonul. Faci mișto de mine. Nu, dar eu cred că n-au avut timp să se gândească. Te rog eu, este o emisiune serioasă, e un post național de știri. Tu crezi că de-aia în programul de guvernare nu există nimic? De-aia nu există niciun proiect politic, nimic? Asta e o variantă. Iulian. Și a doua variantă. Nu există nicio variantă. Ori răspunzi, ori nu răspunzi. Păi atunci nu-și doresc, da? Nu-și doresc să ajung cine trebuie la și la ei. De ce nu-și doresc, domne? Că poporul își dorește. Păi am văzut astăzi un ministru, nu știu, sau un viitor ministru, care nu știu de ce, la alt post de emisiune, că nu știu ce firmă avea și o conduce nevasta și nu știu ce și nu știu cum, și a luat bani de la un partid din ăsta, de al tău, parcă de la PNL, nu știu de unde. Vezi cum ești tu, mă, tendențios? Cum adică un partid ăsta de-al tău? Păi nu sunt tendențios, m-a prezentat public. Da. Deci soția unui ministru al digitalizării, care o să fie, are o firmă tocmai taman în brazla asta și a luat bani de la partidul vostru. Bă, tu ai mâncat vreodată și ți-a scăpat vreo frimitură pe covor? Tu acum vorbești de o frimitură care i-a scăpat lui ăsta din gură, da? Eu vorbesc de aia care au furat 6 mașini. Vrei să vorbesc de păduri? Nu, dragul, de păduri? Vrei să vorbesc de prosteala asta care ne-a dat-o parlamentarii în ultimul an și a spus că nu mai e gata, am rezolvat problema pădurilor și nu mai exportăm lemn de România? Dar de fapt ce au făcut? Au pus în lege că nu mai exportă lemn în afara cu Uniunii Europene, dar și lemnul merge în Uniunea Europeană tot. Defrișăm pădurile în continuare, da? Bine. Ia zi, Adriane. Da, dacă îmi dai un răspuns tot de genul celui pe care mi l-a dat fondatorul SNAP-ului, n-am ce face cu răspunsul. Nu, dragul meu, Barbu, eu spun foarte. Ei nu au avut niciun timp să gândească la așa ceva, pentru că nu-i preocupă. Păi fiecare îi preocupă, în sfârșit am venit, avem ramuri, avem runde, că fac copii pe ceilalți. Și tot ce înseamnă mafia și tot ce înseamnă... Și mai ales acum interlopii care au sosit în România,
ne va costa foarte mult. Da, stai un pic, am uitat. Auzi, ăsta, Aline, Pictore, ia încearcă să-l suni și pe Sorin, pe Dragne. Vezi că vreau să-l întreb ceva cu educația. Dacă îl prindem, dacă nu, să-i dea Dumnezeu sănătate. Am uitat să-ți spun și e păcat de Dumnezeu. Dacă ai doi valeți, de ce n-ai avea și pe al treilea dacă începe un full foarte serios cu B1 în coadă, ca să zic așa, să mă exprim în termeni... E voie să... oferești. Nu mă, dai voie să spui așa ceva? Păi, nu știu, e voie să spui de astea cu... Nu, n-ai voie să spui, a? A, ba da, mai ai voie, că nu joci. Eu n-am jucat niciodată. Nu joc poker. Parmul, dar să ai o secundă. Îmi dai voie să spun? Da, bineînțeles că îți dau voie, normal, zi. Când prin lege, în acest an, fiind pandemie, fiind toate problemele pe care noi, de care suferim acum, pur și simplu, prin lege am spus. Nu mai e nevoie de licitații, nu mai e nevoie. De ce mai e nevoie de lupta antimafia, că... A, uitați-vă la cadrul ăsta. Aici ai puterea, frate. Toată puterea, atenție. Kelemen Hunor, Dan Barna, Vasile Florin Câțu și Ludovic Orban. Aceasta e puterea. Uitați-vă bine cadrul istoric. Aceasta este puterea. Da? Bravo, felicit colegii de la carul de reportaj, cei care fac ca sigură transmisia directă din Parlament. Deci acum au rămas doar trei. Apropo, unde e domnul Dacian Julian Cioloș? De ce nu e în cadru? Care e capul, care e gâtul? La cei trei? Da. Păi gâtul n-are cum să fie prezent, pentru că protocolul spune că președintele României nu participă la ședința asta. Nu. Apropo, care l-are ce acolo? PNL-ul e capul și UDMR-ul e gâtul. Așa zici tu? Capul face tot timpul ce vrea gâtul. Așa zici tu? Și tu zici la fel, Iulică? La PNL o să, sau la voi, la voi o să fie foarte greu la partid, pentru că USL-ul o să negocieze atât de bine cu voi, cât nici nu voi nu vă chipuiți. O să vă toace, uite așa. Băi, eu apreciez faptul că pe mine nu mă afectează în niciun sens, decât... Ai fost senator PNL, dragul meu. Da, și sunt foarte mândru de asta. În biografia mea sunt mândru, Iuliane. Păi și te respect. În mandatul 2012-2016 am fost unul dintre cei mai valoroși parlamentari. Astea au fost rezultatele. Am fost pe locul 12 sau 15, cred. Nu, pe locul 15. Păi, mândru de ce ai făcut. Ba da. Păi da, vrei să intru în polemică? Băi, Adriane, vrei să intru într-o polemică televizată la un post național de știri cu tine? Să spun nu. Că dacă dau din casă se oprește emisiunea, s-a terminat. Da? Pentru mine, colegii mei, echipa din B1, cei care mi-au dat încredere să mi facă contract să muncesc aici, merită tot respectul meu. Nu pot să-ți răspund ție provocărilor. Ce și respectul meu, dacă mă întreb pe acești oameni, pentru că n-am crezut că vom putea discuta atât de liber pe o televiziune în România. Înseamnă că te înșel. Păi nu discutam, mă făceam aprozariz, veneam la tine și vindeam produsele pe care le faci la fermă. Doamne iartă-mă. Ori liber, ori deloc. Nu știu dacă știi marketing. Bă, tu n-a... ce jignire. Management știi tu, dar marketing... Ce jignire mi-ai adus. Nu. Ia spun... Ce am zis? Dăm tu produse bune, Adriane, să vezi ce frumos ți le vând. Fii atent aici, că dau din casă. Fii atent, ascultă-mă un pic, Adriane. Ascultă-mă un pic. În 2014, da? Cred că în 2014, dar în 2014 ne luptam ca dracii iar. Să-l facem președinte pe domnul Klaus Werner Iohannis. Eram și eu în echipa primară, adică de cercul cel mai mic de comunicatori ai PNL-ului. Și după o ședință în care pregăteam campania pentru președinție, pentru domnul Iohannis, mă roagă colegii din București, eu eram în altă filială, nu eram în filiala despre care vorbesc, dar tot, mă roagă colegii, hai să facem ceva spectaculos, Tudor, că pe tine te știe lumea, te-a văzut la OTV, te știe, ok, cu PPDD, știi ce am făcut domnul Rădulescu? Că martori sunt toți aia de acolo, din zona Piața Sudului. Ai luat și agricultorii lângă tine. Nu, bă, m-am dus în Piața Sudului și am vândut varză. Am vândut varză, că era pe perioada respectivă, alegerile erau tamam când... Te-ai dat seama cât ești de valoros, că toată lumea l-a luat de la tine varză. Bă, să mă bată cetățenii de etnie. Bă, să mă bată ăia, bă, lasă-ne proiect. Băi, Harasel, dă aici, măi, dă-i drumul, mă, cu campania ta, ești nebun. Păi veni să vinzi tu varza în Piața Sudului. Stați, mă, fraților, praleu. Aoarde, stai o secundă, că suntem doar cu
niște flyere. Ce flyere, bă? Ia, bă, taraba liberală, dă-i cărbun de aici, că eu trebuie să-mi vând varza. Aveau oameni de tate. Așa că, Adriane, dă tu produse bune să vezi eu cum stau cu marketingul. Îți vând și ce nu produci. N-am atât de... rezolvat, am vândut atât de... produc și tu vinzi. A? Ai văzut că suntem mai buni decât guvernul? E, aici chiar ne îmbătăm cu apă. Bine, nu, stați un pic, băi, nu fugiți. Cât ar trebui să vinzi de ce reprezintă acolo ca să achizi datoriile României? Băi, nu fugiți de răspuns. Fiți atenți că eu nu uit. Voi sunteți mai bătrâni și mai duși cu căpicul. Fii atent aici, întrebarea mea era așa. Care e cel mai bun ministru pe postul lui și care e... Ia să văd, mai țineți minte? Care e... Veriga slabă. Bravo, mă, Veriga slabă. Bravo, bă, Adriane. Ia zi tu, mă, care e Veriga slabă în guvernul ăsta? Cel mai... Cea mai slabă alegere pe un post de ministru în opinia ta, dar fii sincer. Bineînțeles, tu n-ai voie agricultura și surugiu, tu n-ai voie internele, că e prodomo. Zi, bagă Adriane. Îl spun cu cine, el sau eu? Adrian, mă, tu, normal. Eu, ministru muncii. Raluca Turcan? Da. Păi ce ai cu fata? Ai întrebat și ce-am spus. Dar de ce spui că nu e bună pe post? Pentru simplu motiv că niciodată n-a făcut nimic. Uite, bă, cum te ascultă toată echipa tehnică. Da, dânsa este singura femeie din guvern. Dar nu și... ce să-i fac? Nu are ce căuta acolo. Din păcate, același răspuns l-am și eu. Hai că v-ați vorbit! V-ați vorbit! Nu. Ministerul Muncii, Tudor, e un minister greu. Da, e un minister unde merg sindicaliștii, unde se mai ia cu ministrul la hâră, se mai înjură. Nu e ministru de... Și mai doamna... e ceva, dacă te iei cu partidul, ești un om terminat. Și atunci, dacă ești cu capul plecat la partid, n-ai cum să faci. Deci voi doi amândoi spuneți că cea mai slabă alegere pe un post de ministru era Luca Turcan pe postul de ministru al muncii? Da. Eu spun că e nepotrivită. Deci, hai că suntem... În primul rând, eu o apăr pentru că e singura femeie din guvern. La capitolul ăsta. Lăsați-mă pe ilustrație, nu pe mine. Eu o cunosc de foarte mult timp pe doamna Raluca și chiar vorbim. Da? Deci nu am nimic, dar nu cred că postul ăsta de ministru al muncii era... Băi, eu cred că sunteți răutăcioși și aici fac și eu o critică la adresa domnului Câțu și a domnului Orban și a domnului Hulor și a domnului toți, domnii Barna... Băi, lăsați așa puțin. Cum e posibil ca doamna din imagine să fie singura femeie? Singura? Voi n-aveți, mă, soția acasă? Voi n-aveți, mă... Nu vorbesc cu tine, Adriane, vorbesc cu membrii guvernului și ai puterii ăsteia de dreapta. Mă, voi n-aveți soții, n-aveți fete? Nu v-au născut soțiile voastre fete să le crește, să vadă și ele ce șansă au în țară? Păi uite-te și tu, mă, Adriane, că ești bunic, ca și mine, ești bunic de fată, da? Da, și? Păi unde sunt, mă, fetele? Eu ce educație să-i dau eu lui nepoată mea? Pune, mă, mâna pe carte. Învață, mă, fat, nepoata lui tataie. Învață ceva ca să te duci și tu. Și o să-mi spună, bre, nu te supăra, auzi, bunii, dar nu suntem noi țara în care guvernul nu are decât o singură femeie și 18 bărbați sau 19 cât sunt ei? Și eu trebuie să-i spun da. Păi nu pleacă, nu să suim. Lasă, Tudore, care ministerul de interne plus 4% femei. Stai cu minte că se compensează. Dar dacă nepoata ta zice, bun, tati, bun, foarte tare. Știi ce mi se... Fii atent ce îmi spun colegii din regie ăștia. Chiar vă iubesc, colegii mei din regie. Spune-le că o femeie au găsit și ei să pună în guvern și au pus-o la muncă. Foarte tare. Da. Păi așa e. E un minister greu. Dacă nepoata ta o să spună, puni, nu trebuie să învăț carte, că oricum ajung în guvern. Băi, n-are cum, pentru că genetic e o fată inteligentă. N-are cum să spun asta. Ai văzut? Bravo, altceva. N-are. Și Măsa și Tasu sunt oameni foarte mintoși și n-are. Nu, chiar n-are cum. N-are cum. Nu o să ajungă în guvern niciodată, ai înțeles? Nu știu, poate nici nu-și propune. Mă rog, hai, acum, bă, Adriane, vorbind de... Doamne, iartă-mă. Păi tu m-ai provocat. Da, eu te-am provocat ca să văd ce scoți din tine, dar tu văd că mă duci cu discuția într-o zonă în care e prea personală și prea de familie. Vă întreb așa, bine, aici nu mi-a plăcut, eu în continuare critic guvernul Câțu și actuala putere de centru dreapta, pentru că e totuși prea puțin o singură femeie. Răspunsul meu... Lasă-mă să termin fraza, Adriane. Te rog. E atât de... Crede-mă, am construit mental o frază atât de frumoasă și atât de sinceră și cred în ea, uita să-i spun ta cruce. Bă, avem o țară cu femei valoroase.
Băi, eu cred că sunt chiar mai valoroase decât noi, numai că noi, misoginii ăștia care, vezi, Doamne, am pus mâna pe putere de nu știu câte secole, că avem noi paloșul în mână și ne-am dus noi la război, bă, nu-i normal. Acum, pe bune, vorbesc și cu... Nu mă aude, dar o să primească stenograma. Nu-i normal. Nici domnul... Pentru că m-ai provocat, chiar da. M-ai provocat. A. Dar cu Elena Udrea, ce ați avut? Ce ați avut cine, mă? Păi, eu am fost pânte puținii care... Măi, ce nu ești ea? Băi, prieten drag. Prieten drag, eu am fost pântre puținii care pe Elena Udrea am apărat-o ca senator în plenul senatului spunând că este inacceptabil ca unul să fie miruit de o judecătoare ajunsă accidental și nemeritat senator al țării, era miruit până, altul să scape, Vosganian, care în sfârșit s-a dus pe toboganul istoriei împreună cu Tăricianu și cu Ponta. Doamne, câtă dreptate a făcut poporul la votul ăsta, în timp ce, deci, Șova era miruit. Stai, Iulică, să spun, că dacă tot nu ne aude nimeni și bârfim între noi. Șova era miruit, ălaltul, Varujan Bosganian, miruit, plângea, bă, Varujan, cum să plângi, mă, ca bărba, băi, cum să fii senator al țării să plângi în senat? Trebuie să, bă, nu plângi, bă, ăia în pușcăriile comuniste, credeți că a plâns vreunul? Credeți că atunci când îi băteau cu creioanele... Îți spune eu sigur că nu. Băi, Dumnezeu să le ierte pe tacă, știi că am vorbit cu el chestia asta. Băi, fraților, băi români, îi băteau cu creioanele pe testicole. Să făceau testicole, uite atât cât portocale și mureau. Cangrenau și mureau. Credeți că ea plângeau, mă? Îi spun lui Varujan Bosganian, care plângea în Parlament. Ah, și apropo de Udrea, băi, Adriane... În cameră la Senat, ăștia erau miruiți și scăpați de senatorii PSD de justiție, iar la 200 de metri de noi, bă, în aceea zi, Udrea primea 4 sau 5 mandate de arestare, primea ridicarea imunității de 18, era jaf. Și m-am dus la microfon. De fapt, Udrea era singurul bărbat din Parlament. Mă, nu, hai să nu exagerăm, că nu era singurul bărbat din Parlament. Dar eu i-am întrebat pe colegii mei senatori și a venit la mine, cred că Ilie Sârbu, nu mai știu cine a venit, și mi-a zis, bă, câtă dreptate ai, dar nu ți-o pot spune la microfon. Ilie Sârbu, care ca lider de grup PSD a fost parolist, negociator foarte bun, singurul lui defect era și este în continuare că e socrul lui Ponta. În rest, din punctul meu de vedere... Nea Ilie, foarte tare. Venea și îmi spunea, da, băi, de toate. De ce o respect eu pe Udrea? Ba, vrei să facem... Bă, Aline, vorbim de Udrea de o jumătate de oră. Nu, dar stai un pic, înainte să facem pauză, vorbim de Udrea de jumătate de oră. Nu-ți place de Elena? Tu ai văzut ce femeie frumoasă e? De ce nu mi-ai dat și mie un cadru cu ea, Alin, pictorul? Da, facem publicitate, bineînțeles. De ce să dăm imagini, că suntem la televizor. Publicitate și revenim. Lucrurile se schimbă, România se schimbă și pentru mult timp România are astăzi un guvern de profesioniști. Se va vedea din primul moment. Și nu este vorba despre ideologii, este vorba despre o guvernare normală pentru români, pentru toți cetățenii români, nu doar pentru o parte și nu doar pentru corupți. Dragi români, o să fie bine. Mulțumesc! Da, am ieșit din publicitate direct în intervenția premierului desemnat Florin Câțu. Este iureș mare acolo, vorbele sunt din ce în ce mai dure. Este vorba de facturi și nu e metaforă politică, e vorba de facturi uriașe pe care România le are de plătit și pentru că în decursul ultimilor 4, 5, 6, 7 ani. Și nu o să vin cu greaua moștenire ca să scuz PNL-ul sau să-i scuz pe ăștia care preiau puterea, nu. Dar facturile sunt groaznice. Pandemia și facturile din urmă sunt groaznice. Iar pandemia economică, care va începe după Sfântul Ion, va fi inimaginabilă. Astăzi făceam, dacă nu era ce vedeți pe ecran, astăzi făceam, și o să fac mâine, dacă ne permite timpul și ne va permite sigur, o să facem... Iulică și Adriane, voi o să fiți doar spectatori mâine, o să facem o emisiune și despre nenorocirea asta
de virus COVID-19 mutant care a paralizat Anglia, sunt mii și mii de tiruri blocate și atenție, stimați telespectatori, se raționalizează orezul, se raționalizează... Legumele. Până... Poftim? Legumele. Legumele, citricele, hârtia igienică. Este haos total în Londra și în sud-estul, în sud-estul Regatului Unit. A trecut nenorocitul ăsta de COVID mutant, mutantul, a trecut oceanul, este în Statele Unite, mă uitam azi la CNN, ăia din spitalul din, din Dallas, din Texas, este într-o, uitați-vă cozi, uitați-vă puțin, câteva imagini vă prezint acum pentru mâine, uitați-vă cum arată o coadă mică, la finalul acestor imagini, o să vedeți, să le lași așa un pic pe post, Aline, să vedeți cum arată, ia priviți, fraților, tiruri în care se află mâncare, în care se află produse destinate continentului Europa, continent de pe care, scriptic, Regatul Unit a ieșit prin Brexit. Uitați-vă puțin cum arată, este haos total. Asta este VAM, asta e frontiera franco-britanică pe pământ, la intrarea în Franța. Uitați-vă, nimeni, ia priviți. E, vreau să vă spun, bagă la inegală sau fă-n așa fel să mă vadă lumea puțin, domn regizor. Vreau să vă spun așa, acest nenorocit de virus a ajuns la granița României. Specialiștii ucrainieni au tras semnalul de alarmă. În Transcarpatia ucrainiană deja sunt cazuri de COVID-19 mutant, care, uitați-vă, a blocat deja relațiile Regatului Unit cu... A blocat canalul Mânecii, nu se mai trece. E blocadă. Am înțeles că au dat drumul un pic franțuzii cu niște... Trebuie să ai dovada cu COVID-ul ca să cât de cât tirurile... Uitați-vă puțin, astea sunt tirurile cu mâncare și cu produse. Uitați-vă. Ca să înțelegeți ce poate face un COVID. Credeți că e serioasă? Da, aia Monica Pop, Beatrice Mahler, Radu Țincu, mâine vor fi invitați. Îi mulțumesc lui străinul Cercel, domnului profesor. Uitați-vă la imaginea asta. Dă stop cadru. Stop cadru. Opriți-o. Ați mai văzut așa ceva, stimați telespectatori? Ați mai văzut așa ceva? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28... De linii, 28 de benzi de tiruri. Hai, scoate imaginele. Ia zi, Adriane, s-a uitat de... Noroc. Da, zi, Iulică. Norocul nostru că nu avem atâta benzi. A început, așa cum vedeți în imagine, urna albă și urna neagră au fost puse pe celebra măsuță din fața prezidiului Camerei Deputaților, acolo unde, după cum... veți vedea în minutele următoare, în transmisiile noastre din toată perioada de seară, până se va termina, de fapt, această procedură. Bila albă în urna albă va însemna vot, iată, a început, va însemna vot pozitiv pentru guvernul Vasile Florin Câțu și bilele puse invers va însemna respingerea, de exemplu, acest parlamentar, că nu știu cine e, a votat pentru guvernul României. Am ochiul format, credeți-mă. Acesta a votat împotrivă, bila albă a fost în urna neagră și așa mai departe. Dar credeți-mă că fiecare partid are acolo genitorii lui, ochi de șoim se numesc, care se uită să nu cumva să strădesc partidul. Iată, vot împotriva guvernului Câțu, bilă albă în urna neagră. Și a rămas suspendată bila. Ha? A rămas suspendată bila. N-ai. Da, da. Ți-aduce aminte, Adriane, cu biloaiele și cu... Uitați-vă supraveghetorii. Uitați-vă ochi de șoim. Unul de la liberali, unul de la USR. Cred că și aurul are acolo. Deci ce vedeți în fața biloacelor, în fața urnelor, sunt celebri ochi de șoim care, uitați-l și pe... Nu știu dacă... Nu e. Domnul Tanțoș, seamănă cu Tanțoș Barna, dar nu e, că domnul Tanțoș Barna este în prezidiu, este viitor ministru. Deci, așa arată procedura de vot. Cât mai avem, Victorie? Vreo 2 minute ca să mai ne rămână nouă cât la final? 29. Bine, aveți un minut. Ce vreți voi? Într-un minut despre momentele pe care le vede lumea acum pe ecran, învestirea guvernului Câțu. Un minut, Adrian Rădulescu și apoi un minut, Iulian Sulugiu. Adrian. Barbu, tu că a fost senator, eu că a fost deputat, uite, sunt curios, crezi că ajută la ceva faptul că pui niște paznici acolo? Unde e dreptul, libertatea mea
de a vota așa cum dictează conștiința. Și la ce folosesc acest paznic ai urnelor? Se fură din urne? Nu știu, mă, parcă n-ai fi fost acolo și nu știi, ca să nu... Atâta, îți spun eu la ce folosesc, mă, ca să atâta încredere are partidul în proprii membri. Asta e țara. Asta e țara, mă. Ziceam, de ce fură, de ce fură clasa politică? De ce sunt hoții cu gulere albe? Uite-te la imagine, române, cetățene, telespectatorule, uite-te, tată, la imagine astea. Asta e țara. Nu o să vezi niciun parlament. Am fost și eu, m-a ajutat Dumnezeu să merg în parlamentele unor țări. Nu există așa ceva. La vot să te duci să stai cu ochii pe colegii tăi? Păi înseamnă că eu ca partid, PSD-ul, PNL-ul, USR-ul, n-am încredere în proprii oameni. Trebuie să stau acolo, arată bă, bila, bă, ne... Atenție, ăsta e vot secret. Mascarada, păi, mascarat. Asta... Ce zici, Unică? Păi ce să zicem, aici sunt hoții noștri? Nu cum să spui așa ceva, doamne. Asta înseamnă că nu avem maturitatea necesară și asta înseamnă că în partide nu e treaba în regulă și sunt și ei pe găși. Nu, asta înseamnă că Parlamentul Țării... Pe interese. Nu, ești în eroare, Iulica. Asta înseamnă ce vedeți, stimațele spectatori. Nu sunt deloc în eroare. Ba da, înseamnă că Parlamentul Țării nu e cu nimic mai bun sau mai rău decât poporul sau decât populația românescă. Nu e cu nimic mai bun sau mai rău. Nu e adevărat, poporul a fost prostit. Poporul a fost prostit, avem un popor super. Bine, bravo. Nu, este o imagine idilică. Uitați popor pe cine ați votat. Bine, vă mulțumesc amândurora. Ne vom auzi și cu tine, Iulică, și cu tine, Adriane, probabil în ziua de Crăciun. Până atunci, rămâneți cu mine, revin pentru un final apoteotic și cu imagini de la votul din Parlament. Imediat venim înapoi.